Perioadele de criză, de incertitudine sunt preferate de rețelele de trafic de persoane. Fenomenul este unul alarmant, însă pandemia ar putea să ducă la o adevărată explozie. Persoanele care caută locuri și oportunități de muncă pentru a-și asigura veniturile necesare ar putea fi tentate să accepte orice propunere pentru un loc de muncă, ceea ce le face vulnerabile în capcanele traficanților. Prin intermediul anunțurilor sau al unui comportament specific, traficanții reușesc să atragă victimele în plasa exploatării. Aceste anunțuri promit câștiguri substanțiale într-un timp scurt, nu solicită experiență în domeniu, nu cer anumite studii sau cursuri sau cunoașterea limbii țării de destinație, iar sarcinile de muncă nu sunt clar specificate. Totul se rezumă la jobul perfect, o iluzie cu un sens unic. Agenția Națională împotriva traficului de persoane derulează în această perioadă o campanie de informare și prevenire. La început totul părea nobil. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul. M-am sechestrat într-o baracă, unde mâncam și dormeam ca un animal. Mânceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După 8 luni, m-am mâncat pe stradă fără acte și fără bani. Bărbații ajung sclavi și sunt exploatați prin muncă pentru sume derizorii în condiții mizere. Femeile atrase în aceste capcane sunt apoi exploatate sexual, duse în bordeluri de unde cu greu mai scapă. Iar minorii atrași de mirajul banilor ajung cerșetori pe străzile marilor orașe. Specialiștii agenției împotriva traficului de persoane îndrumă pe cei cărora li s-a făcut o propunere de loc de muncă să verifice legalitatea firmei de intermediere a forței de muncă, să verifice dacă salariul propus le permite să acopere cheltuielile pe care le vor avea în țara respectivă, să învețe limba țării sau măcar câteva cuvinte uzuale în limba statului de destinație. Distribuția victimelor, în funcție de tipul relației existente între victimă și traficant sau recrutor, indică un număr crescut al persoanelor care aleg să aibă încredere în promisiunile celor din proximitatea socială. 45% dintre victime sunt recrutate de către prieteni sau cunoștințe. Această reacție este una normală din punct de vedere sociologic, viitoarele victime evaluând în mod subiectiv legitimitatea ofertelor recrutorilor printr-un transfer al încrederii în funcție de natura relațiilor interpersonale existente între cei doi. Fără documente ești practic în imposibilitatea de a dovedi cine ești și prin urmare în imposibilitatea de a obține sprijin. Deși legislația prevede să nu lași documentele în grija unei alte persoane și să nu le prezinți decât autorităților abilitate, la cererea expresă a acestora, de multe ori victimele le lasă în grija traficanților. Este cea mai simplă cale către șantaj, fără documente, victimele fiind practic sechestrate. Deși de cele mai multe ori este imposibil, ieșirea din situația de trafic depinde în cea mai mare parte de victima, spun autoritățile. Victima trebuie să obțină și să rețină orice informație privind locația în care se află, să informeze orice cetățean cu care intră în contact că este o victimă a traficului de persoane sau să transmită un mesaj de ajutor către o rudă. Abia de atunci autoritățile pot interveni.